Oameni buni, acum aproape 20 de ani, următorul meu invitat a ajuns cunoscut în toată lumea cu trupa Ozon, hitul Dragostea din Tei și acum se aude. Arsenie e aici alături de noi să răspundă întrebărilor picante și să spună tot sau, dacă nu, există și alternativa asta, să ia gura foc. Haideți să-l primim pe Arsenie. Vrei să pleci, dar senzațional, dar nu știe unde a venit. Pentru că ce credeți, el nu mănâncă iute. Deloc nu mănânc. Deloc. Sosul ăsta-s foarte iute, să știi. Înseamnă că o să aflăm lucruri interesante azi. Haide să luăm un loc, te rog mult de tot. Nici nu vreau să știu ce o să se întâmple. Nici nu vreau... O să se întâmple niște lucruri interesante astăzi. Nici nu-mi imaginez. Ce faci? Cum ești întâi de toate? Întâi de toate sunt bine. Da? Am ajuns, uite, la București. Sunt foarte fericit că am ajuns. Pentru că ai stat mult timp în plecat, în concert, în turnee. Acum te-ai și mutat de ceva timp. M-am mutat în Turcia, în Antalya. Deci, de un an de zile stau de la plajă. De un an de zile stai la plajă, la soare. La plajă și acolo e carantină. Dacă te era de la început. Dacă te-ai oprit la plajă, de acolo nu ai voie să te miști. Trebuie să stai numai la plajă acolo. Super. Dar te-ai insurat între timp? Că în presă scrie că te-ai insurat. A scris așa? Da. Nu. Da, suntem ca și însurați, ca și căsătoriți. Adică de cât nu timp? Vedem diferență. De vreo 8 ani. De 8 ani. Deci perfect. Aceeași frumusețe din, aceeași fată, da. Aceeași din fată. Rusia. Da. Super. La începutul lunii prietenul nostru a scos o piesă, Arsenie, și mai pregătești încă una. Adică ești... Da, una după alta. Poate mai încolo fac și una în română. Cred că oamenii s-ar bucura foarte tare și ar așa. Da. Super. Eu cred că ar trebui să faci treaba asta. Ești pregătit? Nu. Și tragem de timp. Când am venit în Turcia, în primele zile, da? Nu știam cum să mănânc și unde să mănânc. Și comandam. Și era carantină, totul era închis. Și primele ce mi-au venit erau foarte, foarte, foarte iuți. Și am avut o experiență foarte rea cu iutele. Am înțeles. Nu-mi place să mănânc iute direct. Ai venit exact unde trebuie. Trebuie să spui tot și oamenii să afle multe lucruri. Ei, începem cu... Deci regula e în felul următor. Întrebarea o citești în gând. Da. Răspunsul trebuie să-l dai cu voce tare, indiferent ce ar fi. Și după aia hotărâm. Dacă mănânci iute, eu rup întrebarea, lumea nu știe de ce ai dat răspunsul ăla. Dacă nu, eu citesc întrebarea și lumea află despre ce este vorba, da? Dar tu ai pregătit întrebările sau cineva din ele? Nu, avem o echipă mega bine aranjată, ținute într-un subsol. La rece, și la... practic ei lucrează în permanență cu cercetătorii din Marea Britanie. Am înțeles. Sunt niște cercetători via Chiajna, Marea Britanie, cum mai avem ciucă? Un conglomerat, așa. Timișoara, nu? Toată zona asta. Dâmbovița. Mm-hmm. Începem, da? Nu. Ești pregătit? Nu. Hai de mine, mamă. Hai să începem cu una ușoară, așa. Îmi imaginez. Ui. O citești în gând. Răspunsul dai cu voce tare, iar eu pregătesc un sosuleț. Am început ușor. Aici e... Cum e? Uite. E lejer asta. Eu pot să zic... Dar dacă... Dacă întrebarea asta mi-o puneai 10 ani în urmă, poți să răspund ca și cum mi-ai pus-o 10 ani asta în urmă. Asta e întrebarea de acum 10 ani. Da. Asta nu e de azi, e de acum 10 ani întrebarea asta. Cum o chema? În Turcia e și Newsred, el face cu seara, da, eu fac cu sosurile. Gata, un pic. Păi, stai că nici n-am curs. Gata, curs. Uite, un pic, stai să curs, un pic. O picătură, ai văzut? Și mai... Dar dacă nu știu cum o cheamă. Păi trebuie să dai un nume. Dar nu știu cum o cheamă, știu cum arată. Trebuie să fie nume? Da, și trebuie trei nume. A, trei nume? Da, uite. Trei. A, B, C. Hai. Stai să mă gândesc acum. Cum o cheamă pe fata cu care am fost într-un serial, cu care am dansat la Dansez pentru Tine? Era o fată. Am uitat cum o cheamă. Așa frumoasă la voie vedetă. Și e cu super tale și brunetă, așa era frumoasă. Cine a fost, mă, ce vedete? Păi, deci era vedetă? E, vedetă? Da, și acum vedetă. E vedetă? Ce, da. Muzică? Cântă? Nu prezintă? Cânta. Era vedetă. Actriță. Actriță, un pic Oana de actriță. Oana Zăvoran. Nu, mai era una. Aliona? Nu. Nu, mă, care vedetă mă caută când a fost Arsenie la Dansez? Era o cu care m-am filmat într-un serial. Ai Aveam filmat un moment de dans.
Nu, păi nu partenera lui. Nu partenera. Era în show-ul Dansez pentru tine și ea și au fost și într-un serial unde au dansat. Da. Laura Cosoi? A, nu. Cine, mă? Hai, Ciucă, hai. Bruneta așa cu fund mare, cu... Vine la noi. E skipperița acum. Skipper, zi. Adriela Morar? Nu. Nu, mă, pe... Deci... Cum? Nu, nu înțeleg, deci mai... Am uitat cum o cheamă, nu contează. Bine, dar mai zi alte nume. Hai că-mi căutăm. Deci a jucat într-un serial, Arseniu. Contează că trebuie să dăm nume. Da. Dacă o găsiți, să-mi spuneți. Da. Poate Nicoleta e numele. Luciu? Mi se pare că e Luciu, așa înaltă era, da? Și frumoasă. Nicoleta Luciu. Nicoleta Luciu, bă. Dar nu știu dacă am voie să mai spun cineva. Tot dacă mă întrebai atunci, Iulia Vântur. Iulia Vântur? Dacă mă întrebai da, atunci. Da, păi întrebarea de acum 8 ani de zile, 10 ani. Înainte să fii căsătorit. Dar de acum poate Delia. Citesc? Citește. Cine? Iuliana Luciu? Iuliana Luciu, hă? Nu. Nicoleta, până la urmă. Nu, omul știe, Nicoleta. Citesc? Citește. Deci, cu ce vedetă feminină din România ți-ar plăcea să rămâi închis în lift pentru... Ți-ar fi plăcut acum 8-9 ani de zile. Da, da, da. Să rămâi închis într-un lift 24 de ore. Nicoleta Luciu, Delia și... Ai zis... Iulia Vântur. Iulia Vântur. 10 ani în urmă. 10 acum ani nu știu că n-am văzut. Da, exact. Hai să... Dacă mi-a arătat acum... Hai să ajungem la vremurile noastre. Da, haide să mergem repede. Uite, asta e pentru vremurile noastre. Ai văzut că sunt ușoare, începem cu întrebări ușoare, dar trebuie să ne mișcăm un pic mai repejor. A, mai repejor. Da, exact. Să dăm nume, Arseniu, haide. Haide să vedem, uite, le mai selectăm. Deci aici ajungem în timpurile noastre, da? În timpurile aia noastre. A fost cu liftul, cu cine ai fi rămas tu blocat în lift la 2 noaptea. Aici, tot 3 nume. Da, să mănânc, mănânc. Dar trebuie să dai nume și mănânci. Dacă nu le știu, da. Numele știi. Bine, atunci chiar nu știi? Chiar nu știu. Bine, rupem, vezi, uite, sunt înțelegător cu tine. Da, bine, ca să vezi că suntem onești. Da, haide să vedem mai departe. Ia uite, încep și întrebările. N-ai cum să zici că nu știu. Câteva sute de mii de euro. Milion? Nu. Tu nu? Tot vreo 10 ani în urmă, eu nu. Eu nu. Citim? Citim. Care este suma pe care ai câștigat-o în perioada Ozon? Câteva sute de mii de euro până într-un milion. Până. Da, eu știam că s-au câștigat mulți bani. După aia, în perioada, în mult timp, adică s-au mai adăugat. Dar voi aveați împărțiți banii egal? Aproape. Aproape. Aproape egal. Aproape. Să nu intrăm în aceste amănunte. Da. Ia uite, să vedem. Dai trei, spui trei lucruri. Dacă vrei, rupem întrebarea. Mănânci, uite, lumea nu știe la ce te referi. Vezi că e, alergăm printre toate lucrurile. Lumea nu știe de cine zici ce referi. Da, înțeles. Răutăcios? Răutăcios. Zgârcit. Nu cred. Un pic. Un pic. Un pic zgârcit. Și... Și? Mofturos, lasă. Citesc sau mănânci, uite? Mănânc, uite. Deci nu citesc? Citește. Hai, citește mai bine. Da? Da. Află lumea. Află lumea ce? Da, citește tu. Numește trei defecte ale lui Dan Bălan. Răutăcios, mofturos și zgârcit un pic. Și... Dacă puneai mai multe defecte, îți mai spuneam. Dar ai spus numai trei defecte. Mai continuă. mai avea? Mai avea un pic. Da. Mai avea? Dan Bălan, când ați vorbit ultima dată? Vreo 2 ani în urmă. Cu 2 ani în urmă? Vreo 3 chiar. La concert, la concert. La concert. Da. La concertul ăla la care a fost adus cu forță. Ăla, exact. Că voi nu vrea să fiți să vă întâlniți. Ne-am întâlnit, trebuia să ne cântăm împreună, știi, pe scenă. Trebuia. Am înțeles, da. Perfect. Uite-l pe Dan. Salut. Dan, sper că nu te uiți la emisiune. Da. Perfect. Mergem și mai departe. Ia să vedem. Tot 3 nume. Haide, haide, Arsenie, să aflăm lucruri interesante din perioada Ozon. Întrebările. Nu sunt din aștia, n-am văzut să fie așa. Nu, nu-i cunosc. Nu? Nu, dar pot să mănânc ceva, uite că tot vreau. Nu, eu zic să te păstrezi, dacă nu, jucăm corect, adică jucăm ai văzut. Corect. Nu, ai văzut, deci dacă nu există, nu există. Jucăm bine. Corect, adică chiar jucăm corect. Bine. Tu apoi, până la urmă mănânci și uite, crede-mă. Hello. Să zic care e cea mai bună, da? Trebuie să faci clasamentul de sus, da, în jos. De sus în jos. Deci de sus în jos. Sus. 3 sud-est. Sus 3 sud-est.
LA. LA. Accent. Accent. Valahia. Valahia. Gaz pe foc, că nu mai țin minte. Adio. Aici deja am făcut clasament. Deci se numește clasamentul trupelor românești de la cea mai bună la cea mai slabă în opinia ta. 3 sud-est la cea mai bună, LA sub, Accent, Valahia și Gaz pe foc. Exact. Exact, perfect. Am făcut un podcast cu Lucian Viziru și la un moment dat povestea și el cum se ducea acolo la trupa Gaz pe foc, mai mult de dragul că asta a vrut el, să cânte la chitară, știi? Am adică... înțeles. Ia să vedem repede. Haide că ajungem și la asta din timpurile noastre. Tot n-am. Nimic? Nu, făceam eu. Făceai tu? Da. Atunci o păstrăm puțin mai încolo și detaliem. Da, la asta? Hai că aici nu poți să zici că nu există. Doamne. Aici dai nume, mănânci iute și te duci fericit în Turcia. Era o fată, o cântăreață, am uitat cum o cheamă. Da. Era ea și un băiat cântau. Așa, o fată cu părul lung, drăguță. Știu de ce ne zici. Cine? Vegas, de la Vegas? Probabil. Era cu el, cu Vioara, cu Daniel Robo? Nu, nu. Nu, ea era așa. Erau câteva piese bune le aveau ei. Am uitat cu Ioana sau cumva. Ioana? Da. Pe ce formație? Oana, activ? Da. Activ cu Oana? Da. Bă, ești nebun? Da, mică a fost. Ce mică? Un pic. Nu, am vedere că a fost. Da. Ce? Nu până la capăt. Nu până la capăt? Nu. Un pic. Da. Da. Mai departe? Gata. Atât? Mâncăm iute? Da. Mâncăm iute, aici nu dăm din casă. Deci Oana de la Activ pentru... Ia stai să-ți arăt poza, să vedem dacă e ea, dacă nu trebuie să o căutăm. Pentru că Arsenie, oameni buni, e plecat de mult timp din România. Și nu mai știu pe nume. Da. Mă iertați, fetul. Ia să vedem. Ea este Oana Activ. Mhm. Arată foarte bine. Și trebuie să mănânc iute? Păi da, că n-am citit întrebarea și am și rupt întrebarea. Bine. Păi ori mâncăm, ori... Mănâncă-o repede. Mănâncă-o repede, 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 repede. Înghiți, înghiți, înghiți. Mănâncă înghiți. Nu. Mănâncă înghite. Nu, înghite, înghite repede, fii atent. Trebuie să înghiți. Mănâncă și înghite. Tu nu mănânci iute, nu? Nu apă, lapte. Înghite repede, repede, repede. Mănâncă înghite repede, nu lăsa așa. Fii atent acum. Nu, înghite. Tot, gata. Hai că s-a dus. Bea lapte și gata. Gata, m-a scăpat. Hai că n-a fost așa. N-a scăpat. A scăpat. S-a dus. Hai că n-a fost iute. Nu cred. Pentru mine. Pentru mine e iute. E foarte iute. A fost iute asta? Eu nu cred. E foarte iute. Ce ți-am zis eu înainte de emisiune? Ți-am zis că sunt toate iute? Eu am crezut că glumești. Păi, tu tot vrei să iei și fără să citesc întrebarea. Mai sunt întrebări. Da, două. Ce? E foarte iute. Asta a fost iute? Foarte iute. Deci a fost bine. Vrei și tu una? Nu, am luat și eu, am fost aici. Vesel. Tot din perioada asta, da? Tot din săptămâna asta. Bine. Din perioada asta, pardon, din săptămâna asta, iartă-mă. Când stai în România, pleci pe la Brașov? Întreabă telespectatorii. Plec dacă trebuie. Avem două telespectatoare care întreabă dacă prinzi și Brașovul în perioada asta. Stau o săptămână, cred că pot să-l prind. E ok. Bun. Deci e ok. Brașov, zi. Cred că Antonia. Iarăși. Dar ce, n-am voie să zic? Tu ai voie să zici, numai că după aia tot pe mine cad de nebunia. Nu, e o poveste. Te-ți povestesc mai târziu. Deocamdată Antonia. Da. Deci ce de am zis? Citim întrebarea? Nu, nu citim. Cum să nu citim?
trebuie să mănânc iute. Mai bine mănânc iute decât să... Întrebarea e în felul următor. Te-am pus eu să zici ceva? Ți-am zis eu să zici ceva? Sau ți-am dat eu vreo întrebare înainte? Sau ți-am spus eu ceva de genul ăsta? Nu. Nu. Pentru că am avut niște tot felul de discuții la un moment dat, când oamenii aici la Sosurile Picante o numeau pe Antonia, se supăra Velea. Se supăra? Da, se supăra Velea, ca și cum parcă eu îi pun pe oameni să zică Antonia. Sau eu aveam ceva, știi? Tu nu ai nicio legătură cu asta. Eh, bravo, sper că auzi și eu. E vinovată Antonia. Cum? Antonia e vinovată, adică... Cum e vinovată? E vinovată că zice lumea Antonia. Păi asta zic și eu. Hai să citim mai bine. Că acum ai băgat mortul în casă, e și vinovată Antonia. Hai să citim. Bine. Cu ce femeie... Stai, vrei să totuși să mănânci, uite să nu citim? Da. Bine, e dreptul tău, de asta zic că să nu... Nu, mai bine citesc. Mai bine citești. Cu ce femeie din showbiz românesc ai vrea să ai aventură de o noapte, dacă ai fi sigur că nu a aflat nimeni? Dăm trei nume. S-am dat unul. Ai zis Antonia. De trei ori am zis, da? Da, uite. Mă iertați, vă rog, că eu am prietenă, dar am zis că să răspund la întrebare, pentru că aici scrie că e aventură de o noapte. Da, mă, e ipotetic, adică e aici ipotetic, nu scrie numele, da. Antonia. Dacă ai fi sigur că n-ar afla nimeni. Adică e scris clar. Înțelegi? Și da. N-a aflat nimeni și ok. Cum n-a aflat? N-ar afla nimeni. N-ar afla nimeni. Da. Deci nu scrie nimeni undeva Antonia sau ceva, da? Pentru prietenii noștri care se uită la emisiune. Ia Alex, spune. Alex, nu avem nicio problemă cu... Da. Dar că e femeie frumoasă, asta e ideea. Asta nu știu. Asta făceam eu, știi? Adică păi cui? Răspuns. Făceai des pe bandă rulantă? Nu, foarte rar. Da, ieșea când făceai? Nu. N-a ieșit. Păi făceai și nu ieșea? Nu ieșea. Nimic? Ceva ieșea, dar nu, poate nu până la urmă, știi? Ceva ieșit, ceva n-a ieșit, dar nu mai țin minte, că a fost, a trecut niște ani. A vremuri. Da, să mănânc cu ceva iute, că nu-ți mai bine, răspund. Perfect. Mâncăm iute în amintirea vremurilor de demult. Auzi, de asta ai răspunsul mai... era... Poți dai un nume. Nu, n-am. N-am niciun nume. Eu știu că lumea se gândește deja când îi zici un nume. Lumea știe ce întrebare. Păi de asta, bine că la unul le-am mai și citit. Auzi, dar zi-mi, asta e iute sau nu? Nu, asta nu știu, chiar nu. Asta nu e iute. Asta e cu portocale. E ok, nu e iute. Asta nu e iute. Celălalt a fost, cred că iute, asta nu e. E un pic mai puțin, dar poate că din cauza lui ăla, știi? Deja a amorțit aici totuși din gură. Da. Să te ștergi totuși pe mâini, că dacă ai sos iute și dai pe la ochi, apare o altă problemă. Interesantă emisiune. Cum? Interesantă emisiune. Asta zic și eu. Mă bucur mult de tot că ai venit. Cât stai în România? O săptămână, dar poate și mai mult. Depinde de ce se întâmplă. De proiecte? Ah! Vreți să vorbim pe teme serioase acum? Pe teme serioase? Deci, mai stau. Deci, oameni buni, căutați Arsenie pe YouTube să vedeți ce a lansat, pentru că totul se lansează pe canalul tău de YouTube, da? Nu neapărat, nu. Pe diferite canale. Ultima piesă pe care am lansat-o se numește Maracuia. Maracuia, ce înseamnă? E un fruct. Maracuia, perfect. De ce vine mai târziu reacția? Iartă-mă, să vezi reacția târzie mâine dimineață. Că la cât te trezești? Păi stai un pic, ce? Nu se termină într-o oră? Nu pot să cred. Ăsta e altfel. Ăla prima a acționat direct. Ăsta e cu întârziere. Dacă vrei, mai putem încerca și altfel. Mâine dimineață o să-ți aduci aminte că ai fost la emisiunea noastră și nu o să treacă așa... Sper să mă mai invitați. Nu. Sper să mă mai normal. Invitați. Noi te invităm. Noi sperăm să mai vii tu. Mâine să nu spui multă treabă totuși dimineața, știi? Dacă să stai tu cu tine un pic. Probleme. Dar ce poate să se întâmple? Ce poate să se întâmple? Mâine dimineață, când te trezești, așa te întinzi. Și așa rămâi acolo. Am înțeles? Am înțeles. Mulțumesc frumos. Dar lasă că avem aici asistenta noastră medicală, Peggy. Are imediat. A, uite. Peggy! Unguentul pentru mâine dimineață, acum altceva, din alt sertar. Arde, nu pot. Aduce, fii atent, vin aici. Peggy, bagă și ginofarul. Hai, vino cu acea, Peggy, vino cu acea. Vino, Peggy, vino, uite. Da, poți să vii mai repede un pic.
Dacă puteți mai repede. Totuși avem aici o urgență, vă rog mult de tot. Eu încerc să mă țin. Da, ești un tip foarte mișto, să știi că ai foarte multe fane în România, au trimis mesaje. Și vreau să ne promit... Bine. Ce-ți fac eu? Ca să vedeți, oameni buni, că avem grijă și de... S-au băgat aici, și aici ați băgat din ăla, nu? Nu, ăsta te ajută, mulțumesc, e pentru arsuri, adică avem grijă și asigurăm... Da, am asigurare medicală, că la spital merg direct dacă... după emisiune. Nu te ajunge asigurarea medicală. Băi, Arsenie, ești același timp mișto și fain, ai grijă de tine. Și mulțumesc. Vreau să-mi promiți că vii să ne și cânti. Da, pot să vă cânt acum, dar nu, acum nu mai pot. Perfect, da, când mai stai în România, poate săptămâna viitoare sau când poți, dacă mai ai timp, treci pe la noi, bine. Greta, să vină pe la noi să ne și cânte. Fără sosuri. Fără sosuri, dar să vii să ne cânti. Să ai grijă de tine și mulțumim mult de tot. Ai învățat ceva în turcă? Meraba, indirim, care înseamnă cu reducere. Da, indirim. Indirim, reducere. Reducere. Și nasasim, cum te simți, ce faci? Exact. Ce sunt simple? Și AB, prieten. AB. AB. Frate, prieten. AB. Bei. 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 Perfect. Mulțumim mult de tot și te mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag. Simți că altă respiri. E altă viață. Altă viață acum. Arsenie, oameni buni, o să vină să ne și cânte. Mulțumim mult de tot și succes în continuare. Mersi. Numai bine. Numai la bine. Revedere. Pa, pa. Perfect.